am deschis și acest canal de comunicare cu locuitorii orașului nostru. Îi invit pe toți slătinenii să se alăture acestui grup și să purtăm discuții civilizate și constructive pentru orașul nostru. Dialogul pe Facebook cu slătinenii este scurt, rapid și la obiect, așa cum sunt toate dialogurile pe rețeaua de socializare, iar grupul Emil Moț Continuăm să construim Slatina a devenit foarte popular. Până astăzi, în numai câteva zile de la lansare, candidatul PSD la primăria Slatina a strâns peste 24.000 de prieteni. Problemele și ideile pe care ei le postează primesc răspunsuri și chiar rezolvări, iar unele dintre propunerile lor se vor regăsi în programul lui Emil Moț pentru dezvoltarea orașului.